Suntem acum în situația în care avem încă de pe timpul comunismului lucrări începute și nefinalizate, sau avem lucrări începute în urma calamităților naturale, de valoare mare, care, din păcate, nu pot fi finanțate cu ritmul cu care ne dorim noi. Odată ajunsă la minister, am prioritizat aceste lucrări. Cele care au un grad de realizare de 80% le-am acordat cu prioritate fonduri, astfel încât, într-un an, doi, să putem să le finalizăm. Știu că la dumneavoastră, anul acesta, vom finaliza lucrarea din localitatea Muierească. Și nu numai, sper. Am făcut apoi o prioritizare pentru lucrările care au un grad de realizare peste 50% și am acordat și acelora finanțări, însă, ca orizont de timp, vrem în 4-5 ani să le finalizăm. Celelalte, care sunt cu un grad de realizare de la 0 la 50%, le reanalizăm, le pregătim pentru a accesa fonduri europene în perioada care ne-a mai rămas, respectiv anul 2014, pe exercițiu bugetar 2007-2013, pentru a putea aloca sume mai mari și pentru a finaliza cât mai repede aceste lucrări. Astfel de puncte critice în care ar trebui să intervenim pentru a cârpi, dacă vreți, digurile, mai avem inventariate în urma unui raport pe care l-am primit de la Direcția de Specialitate, 360 de puncte. 70 dintre ele au fost, dacă vreți, avariate și mai mult în urma inundațiilor din această primăvară. Avem două alternative. Ori continuăm și tot cârpim aici-colo ca și la o haină, sau facem o abordare diferită, strategică, de la izvoare și până la vărsarea râului, adică ca și cum ne-am luat o haină nouă.